pastor. Iubite surori, iubiți frați întru Hristos. Poate că lumea se miră acum, oare de ce stau câțiva oameni aici strânși în cerc. Comemorăm astăzi 11 ani de la poate cea mai mare tragedie care a scutuit Bistrița în ultimile decenii. Sau poate chiar mai mult. Cineva m-a întrebat în seara incendiului bisericii noastre cum văd eu acest eveniment. Și eu am zis, eu simt că a ars inima Bistriței. Așa am simțit atunci și cred că a fost o apreciere potrivită. Venind de la grădiniță unde l-am însoțit pe fiul meu, care atunci avea 5 ani, m-a îmbrățișat un bistrițean în vârstă. Și în gând m-a întrebat, oare unde o să mai am vețe bistrițelii să citească așa? Eu, în acest turn, am învățat să citesc ceasul. Ceasul s-a oprit și inima a încetat să bate. Dar dacă o inimă încetează să bată, ea trebuie resuscitată. Asta este procedura medicală. Și 2 săptămâni mai târziu, când domnul Ovidiu Teodor Crețu a fost ales primar al Bistriței, în prima cuvântare a zis, prima mea prioritate este reabilitarea bisericii. Și s-a ținut de cuvânt. Și pentru asta e mulțumit. Cred că pot să spun în numele tuturor Bistriței. Pentru că o vedem astăzi iarăși întreagă. Se lucrează înăuntru. Se va mai lucra și afară. Dar un început bun a fost pus atunci și a înaintat cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne-am făcut un obicei să ne strângem aici sub dangătul clopotelor la prima întâlnire în acest sens. N-am avut clopote în turn, dar au bătut clopotele tuturor bisericilor din Bistrița. Și acum simt cum se urcă lacrimile în ochii mei la gândul acesta. Pentru că a fost și asta un simbol, un simbol pentru enorma solidaritate pe care acel incendiu a prins-o nu numai în Bistrița, ci și în județ, în toată țara, în toată Europa, care și dincolo de ea, care a urmărit, mulțumită doamnei Cristiana, care de la primele clipe a filmat cu telefonul mobil din acel colț și a transmis direct acele imagini la televiziune. Și de acolo au fost transmise în toată o solidaritate imensă care a făcut posibilă și a dat curaj celor care aveau responsabilitatea să pornească această reconstrucție.
și lăsați-mă să mai spun un singur cuvânt. Atunci când am început, în noaptea după incendiu, când s-a început curățarea molozului, a cărbunilor, și în a doua dimineață s-a ridicat gardul de construcție, încă nu aveam nici un șpans pentru această lucrare. Dar au fost tot bistrițeni inimoși care au pus mână de la mână și au început lucrarea. Aia a fost încurajarea imensă. Cu nimic în mâini s-a început această reconstrucție. Și dintr-o dată foarte mulți au descoperit, nu este numai biserica sașilor, este biserica noastră a tuturor, este simbolul acestui oraș. Aș mai putea povesti multe, dar vrem să ne reculegem, să ne aducem aminte de acele clipe cumplite și la nenumăratele rugăciuni care se urcau spre cer, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să ne ferească de un rău mai mare. Ce a făcut? S-a întâmplat acea minune din Bistrița. Chiar dacă acoperișul navei a început să ardă, totuși focul s-a putut stinge. Știu că cel care a avut atunci ideea hotărâtoare, nu vrea să-i spun numele, o să-i respect această dorință, dar el, cunoscând de la lucrări anterioare podul bisericii, a zis pompierilor, nu mai stropiți pe feritoare, că de desubt arde o pădure întreagă. Și a avut dreptate și au stins din interiorul șarpantei. Și 2 minute după ce focul a fost stins, rezervele de apă ale Bistriței erau epuizate. Dacă asta n-a fost minune, atunci nu știu ce minune așteptăm. Bunul Dumnezeu ne-a avut în fază și noi ne-am pus în gând întotdeauna în ziua de 11 iunie să ne aducem aminte de asta și să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu pentru orașul nostru, pentru această urbe minunată care este pentru noi una acasă, să o protească, să țină mâinile Lui păzitoare asupra noastră și asupra comunității noastre și să ne binecuvinteze prin harul Lui.